Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România! Se apropie perioada sărbătorilor și tot mai multe persoane au împodobit deja sau, dacă nu, se pregătesc să împodobească bradul. Pentru Mădălina Crețan și fiica ei va fi primul Crăciun fără nosfe, cel alături de care forma o frumoasă familie. Soția regretatului artist păstrează însă vie amintirea acestuia și a făcut publice câteva fotografii în care nosfe apare alături de fiica lor. Va fi primul Crăciun fără nosfe. Mădălina Crețan, soția regretatului artist. Îi păstrează însă vie amintirea și, chiar dacă fizic artistul nu îi mai este aproape, cu siguranță, în sufletul ei, al fiicei ei, dar și al celor care l-au iubit, acesta va trăi pentru totdeauna. Dacă mâine ar veni Dumnezeu la mine și mi-ar zice îți dau o viață lungă și bună cu un alt bărbat sau viața asta cu bărbatul ăsta care o să se termine așa, după 9 ani am să aleg la nesfârșit viața asta pentru că alți 1000 de bărbați în alte 1000 de vieți nu mă vor face să iubesc așa cum te-am iubit și te iubesc pe tine și alți 1000 de bărbați nu mă vor iubi așa cum ai făcut-o tu. A scris Mădălina Crețan pe rețelele de socializare. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.